Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Primul secret este, în primul rând, să te menții sănătos. Creștem stima de sine a pacientului și totodată ajutăm la îmbunătățirea calității vieții acestuia. Din păcate, în România, vârsta medie a bărbatului care are primul infarct este de 55 de ani. După vârsta de 40 de ani, deși foarte, foarte lent și foarte, foarte încet, aproape insesizabil, încep să apară fenomene de degradare la nivel cerebral. Așa cum îngrijești, așa pe viitor probabil că îți vei dori să fii îngrijit. Sunt niște mașinuțe foarte mititele, doar de o singură persoană, cu care noi facem niște tururi prin București. A ști cum să îmbătrânești este o capodoperă a înțelepciunii și unul din cele mai dificile capitole din marea artă de a trăi. Iar eu sunt Consuela Bălașa și mă bucur să-ți spun bun venit într-o nouă ediție Mensana, ediție care și astăzi ne va învăța așadar cum să îmbătrânim frumos, dar și cum să ne tratăm bătrânii. Încă de la început te voi încuraja să dai share acestei ediții pentru că eu cred în calitatea ei. Și încă ceva, pentru că ținem foarte mult la cultura generală, voi începe ediția aducând în atenția voastră evenimente importante care au avut loc pe data de 15 noiembrie. În 1836 a fost înființat la Iași Conservatorul Filarmonic și Dramatic sub direcția lui Gheorghe Asachi, spătarul Vasile Alexandrii și a vornicului Ștefan Catargiu și a încheiat activitatea în 1840. În 1924 apare la București revista săptămânală Mișcarea Literară. Este valabilă un an de zile și este condusă de Liviu Rebreanu. În 1948 a fost testată cu succes prima locomotivă electrică cu turbină de gaz în Statele Unite. În 1956 are loc premiera primului film al lui Elvis Presley, Love Me Tender, în New York. În 1969, la Washington DC, peste 250.000 de oameni au protestat față de războiul din Vietnam. În 1971, Intel Corporation a lansat primul microprocesor integrat din lume, denumit Intel 4004, care putea executa până la 60.000 de instrucțiuni pe secundă. În 1987, la Brașov, au avut loc manifestațiile spontane ale muncitorilor de la uzinele Roman împotriva regimului ceaușist, manifestații la care s-au alăturat o mare parte din populația orașului. 3 ani mai târziu a avut loc la Brașov o demonstrație de mari proporții cu prilejul aniversării acelor 3 ani de la revolta anticomunistă a muncitorilor și locuitorilor din Brașov, în frunte cu membrii asociației 15 noiembrie. Demonstranții au parcurs vechiul traseu al manifestației din 1987. Și cu această ultimă informație dăm startul rubricii Știați că. Rămâi cu noi! Știați că un expreso are mai puțină cafeină decât o ceașcă de cafea? Sau că mierea este singurul aliment care nu se deteriorează? Știați că nucile consumate după fiecare masă împiedică îngroșarea arterelor și previne bolile de inimă? 8 nuci pe zi păstrează arterele flexibile, inima sănătoasă și previne apariția atacului vascular cerebral. Știați că 30 de grame de fistic consumate zilnic ne feresc de riscul de a ne îmbolnăvi de boli cardiovasculare? Boli precum infarctul, accidentul cerebral sau emboliile susțin cercetătorii de la Universitatea de Medicină din Pennsylvania, SUA. Pe lângă fistic, nucile, migdalele și alunele de pădure neprăjite reduc atât nivelul colesterolului rău cât și al grăsimilor nesănătoase din arterele sanguine. O altă informație care ni s-a părut interesantă a fost următoarea. Consumul exagerat de șuncă poate afecta plămânii, potrivit unui studiu realizat de o echipă de cercetători americani din cadrul Universității Columbia, New York. Asta din cauza faptului că șunca, slănina și alte produse din carne afumată conțin nitriți utilizați pe post de conservanți. Pe
Persoanele care au consumat produse din carne afumată de cel puțin 14 ori pe lună au prezentat de două ori mai multe riscuri de a face bronșită și emfizem, boli care produc îngustarea căilor respiratorii și obstrucționează fluxul de aer. În plus, persoanele care mănâncă șuncă de mai mult de 5 ori pe săptămână prezintă cu 60% mai multe riscuri de a dezvolta cancer la vezica urinară față de cei care mănâncă mai rar acest produs. Știați că trebuie să zdrobiți usturoiul înainte de a-l găti sau mânca? De ce? Pentru a-i păstra proprietățile anticoagulante utile în prevenirea bolilor cardiovasculare și a emboliilor, astuparea arterelor cu un cheac de sânge. Alicina este enzima din usturoi care împiedică formarea trombilor de sânge. Cercetătorii de la Universitatea din Cuyo, Argentina, au comparat efectul anticoagulant al usturoiului gătit întreg sau zdrobit. Rezultatul, copt sau fiert, usturoiul își păstrează efectul anticoagulant mult mai mult dacă este zdrobit înainte de a fi pus în mâncare. Important este ca perioada de fierbere să nu depășească 3 minute și să nu fie gătit la microunde, deoarece își pierde toate proprietățile curative. Știați că soia are mai multe proteine decât carnea de vită? Soia conține 40% proteine și 20% grăsimi, cu un procent ridicat de calorii, minerale și vitamine. În 500 de grame de făină de soia se găsesc 182 grame de proteine, în timp ce în aceeași cantitate de carne de vacă se găsesc doar 90 de grame, la pește 80 de grame, iar la ouă 56 de grame. Știați că tusea se declanșează când un corp străin sau secrețiile organismului pătrund în căile respiratorii? Ea nu reprezintă un pericol, însă deranjează somnul, produce dureri musculare și epuizare în cazul în care este frecventă și puternică. Copilului mic îi poate provoca vomă. Deseori este produsă de un virus ca în răceală, bronșită, laringită sau de un microbacterian ca în pneumonie, scarlatină, rujeolă sau tuberculoză. Și bolile alergice, precum astmul sau diferite intoxicații, sunt însoțite de tuse. În cazul tusei spastice, beți ceai de cimbrișor și iarbă mare, iar în cea expectorantă, beți ceai din potpal și nalbă. Luați zilnic 30 picături de tinctură de propolis pe pâine și vă vei simți mai bine. Un calmant natural de 6 ori mai puternic decât morfina este prezent în saliva umană, potrivit unei echipe de cercetători francezi, care a publicat un studiu în Proceedings of the National Academy of Scientists, informează newscience.com. Substanța botezată opiorfină poate contribui la crearea unor calmante la fel de eficiente ca și morfina, însă fără a crea dependență, așa cum se întâmplă în cazul medicamentelor tradiționale. Opiorfina funcționează la nivelul celulelor nervoase ale coloanei vertebrale, stopând distrugerea proteinelor cerebrale naturale cu acțiunea calmantă asupra durerilor. Opiorfina poate fi produsă în cantități mari fără a fi nevoie să fie izolată din salivă, a explicat Dr. Rougeau, coordonatoarea studiului. Știai că în cazul arsurilor de gradul 1 și 2 ale pielii, gelul de aloe vera este semnificativ mai eficient decât un tifon cu vaselină, care are doar rol de acoperire a rănii. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, gelul proaspăt cules din aloe vera este mai bun decât produsele prelucrate, cum ar fi creme cosmetice și altele asemănătoare. Multe din utilizările antice ale acestei plante au fost confirmate științific. Cercetările din anul 1930 au demonstrat că gelul de aloe vera ajută la vindecarea arsurilor provocate de radioterapia folosită în cazul bolnavilor de cancer. Un studiu a arătat că aloe a accelerat cu 72 de ore procesul de vindecare a pielii la persoanele cărora le-a fost înlăturat stratul superior al epidermei în urma unor proceduri medicale. Revenim data viitoare cu noi elemente atent analizate. Deseori suntem înclinați să negăm propria bătrânețe și moarte, dar este important să o acceptăm ca pe un fapt natural, așa cum noaptea urmează zilei. Putem avea o bătrânețe la fel de frumoasă ca un magnific apus de soare. La tinerețe, bătrânețea e doar o noțiune îndepărtată. Nu ne place să privim un bătrân pentru că ne gândim la propriul nostru declin. Dar nu întotdeauna vârsta contează. Bătrânețea este și o stare de spirit. Am văzut tineri care păreau bătrâni, dar și invers. Bătrâni senini și frumoși, cupluri ținându-se de mână ca în tinerețe. Depinde de noi să îmbătrânim frumos și demn, să alegem un regim de viață sănătos, să evităm sedentarismul, emoțional,
emoțiile negative, supărarea, resentimentele, să cultivăm optimismul, sentimentele pozitive, iertarea, să cunoaștem mai bine legile Universului, să avem credință, pentru că numai așa vom trăi mai mult și în armonie pe acest pământ, până la adânci bătrâneți. Sunt tare curioasă care este mesajul psihologului Anda Păcurar pentru noi. Avem nevoie și de un psiholog pentru a vedea și perspectiva acestui an în legătură cu îmbătrânirea, fenomenul acesta irreversibil și inevitabil, în care toți ne vom afla la un moment dat. Anda, vreau să te salut și să-ți mulțumesc că ești alături de noi. Cu plăcere, mulțumesc pentru invitație. Anda, vreau să te întreb dacă bătrânețea sau îmbătrânirea o simțim mai accentuat în momentul în care vedem acele transformări fizice. Pielea mai flască, mai lăsată, părul mult încărunțit, mâinile de asemenea se vede că au trecut ani peste ele. Sau este un fenomen pe care îl sesizăm și îl simțim în urma vârstei din buletin? De regulă, într-adevăr, are legătură mai degrabă cu semnele vizibile ce pot fi într-adevăr pe piele sau în urma unor boli. De multe ori ne simțim mai îmbătrâniți în urma unei boli. Dar e adevărat că există și în funcție de vârstă un anumit șoc sau o perioadă de adaptare și de regulă se poate întâmpla la femei în jurul vârstei de 60 de ani. E momentul în care unele femei aleg să vorbească cu un psihoterapeut pentru că la această vârstă cumva conștientizează semnele îmbătrânirii, se observă în special pe față, pe pielea gâtului și au nevoie de o perioadă de adaptare la această schimbare, după care se pot întoarce la viața obișnuită. E un moment, pentru foarte multe femei în special e un moment, iar pentru bărbați de regulă coincide cu o boală. Din păcate, mulți dintre bărbați au anumite afecțiuni care debutează tot un pic înainte de 60 de ani, pentru că e știut faptul că nu au obiceiul de a merge la medic și atunci, din păcate, în România, vârsta medie a bărbatului care are primul infarct este de 55 de ani. La fel și problemele care apar în legătură cu colonul, cu prostata, pot să apară prematur din cauza lipsei de îngrijire personală. Citeam că stările depresive sunt accentuate de teama de moarte, mai ales când aceste persoane pierd și persoane dragi. Vreau să te întreb dacă este depresia o componentă obligatorie a bătrâneții. Nu, în schimb, pierderile sunt o componentă obligatorie a bătrâneții. Din păcate, această provocare a îmbătrânirii este accentuată de pierderi. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, pierdem elasticitatea pielii sau elasticitatea sau flexibilitatea noastră în general, pierdem poate un statut profesional, pierdem de multe ori anumite roluri, de exemplu rolul pe care îl ai în viața unui copil de 10 ani, de 15 ani e diferit față de rolul pe care îl ai față de un copil care acum e adult. Pot fi numeroase pierderi legate chiar și de sănătate și de aici există această provocare și de aici, da, poate să apară și depresia. Nu este însă
obligatorie. Vreau să întreb dacă acest fenomen al îmbătrânirii, faptul că pierdem persoane dragi, poate avea totuși și o componentă pozitivă, să spunem. Ne poate impacta și într-o manieră pozitivă sau nu neapărat pozitivă, cât constructivă? Cumva, pierderile, din păcate, nu neapărat ne impactează într-o manieră pozitivă, mai ales că au caracterul de a se acumula. Niciodată nu trăim la fel o pierdere, mai ales dacă vorbim de oameni. Dacă am pierdut suflete dragi, fie că e vorba de oameni sau de animale de companie, nu înseamnă că poți să treci peste acest lucru, ci se acumulează cu fiecare pierdere. Și da, într-adevăr, aici este foarte, foarte greu, cu atât mai mult când apare ca pierdere pierderea partenerului de viață sau pierderea copilului. Acestea sunt pierderi imense și nu ai cum să te gândești că poți să treci peste ele, ci doar înveți greu, cu mult curaj, să trăiești cu aceste pierderi. Care e latura pozitivă a înaintării în vârstă? E recolta pe care o ai, este recolta vieții. În toți anii aceștia ai cunoscut oameni, în toți anii aceștia oamenii aceștia te-au influențat, ai avut experiențe cu ei, în urma cărora ai rămas cu acea înțelepciune. Asociem des bătrânețea cu înțelepciunea. Înțelepciunea e dată de oamenii pe care i-ai cunoscut. Din păcate, îi și pierzi, dar rămân acele experiențe. Deci, practic, cu ce putem să trăim în continuare e cu iubirea pe care am avut-o față de oamenii pe care i-am pierdut, cu experiențele pe care le-am avut cu ei. Și da, putem face un jurnal cu vârste din 7 în 7 ani, de la 1 la 7 ani, 7, 14, 14, 21, până la vârsta la care se află persoana și în acel jurnal să poată să scrie care a fost cel mai important lucru trăit în acea perioadă, cine a fost persoana sau cine au fost persoanele care l-au însoțit și care a fost înțelepciunea care a rămas după acea experiență sau acele experiențe. Deci cumva uneori ajută să-ți dai seama care este recolta și recolta nu e dată neapărat de partea materială, deși pentru unii e un reper important, ci foarte mult partea de experiențe, de lucruri pe care le-ai trăit împreună cu ceilalți. Anda, știm că un alt inevitabil atunci când îmbătrânim este momentul pensionării. Și citeam că pensionarea aduce sentimentul inutilității, al frustrării, gândul că ești o povară pentru ceilalți. Cred că și mie și ție ți s-a întâmplat să ne întâlnim cu persoane de 40-50 de ani care să spună abia aștept pensionarea pentru că sunt foarte obosit, m-am săturat să alerg, m-am săturat să muncesc atât de mult, vreau pensionarea ca să mă relaxez. Ce se întâmplă în momentul în care vine această pensionare și iată apar aceste frustrări, aceste gânduri de neliniște că ne simțim inutili? Dorința de a te pensiona nu e neapărat rea. Dacă știi ce să faci cu perioada de pensie. Până la urmă, pensia îți oferă libertatea de a face și alte lucruri, de a face activități pe care le-ai amânat tot timpul pentru că îți era teamă că asta va afecta responsabilitatea ta față de familie sau față de muncă. Pensia pentru foarte mulți poate să însemne chiar o reorientare profesională. Am remarcat asta de când eram studentă la psihologie, cu mai mult de 20 de ani în urmă se întâmpla asta și atunci am fost surprinsă să văd că aveam colege care, bineînțeles, la acea vârstă mi se păreau în vârstă de peste 40 de ani. Da? Eu aveam 19, ele aveau 40 și... Bun, și apoi am început să mă obișnuiesc în acest domeniu și a început să-mi placă foarte mult această deschidere a oamenilor către psihologie. Erau oameni care în continuare la facultatea de psihologie găsim oameni de toate vârstele sau în anumite școli de vară sau alte
tabere în care oamenii pot să aibă parte de dezvoltare personală. Și e adevărat că, de exemplu, psihoterapia e o profesie pe care o poți dezvolta foarte bine la pensie. Clar, ai o experiență de viață. Recunosc că eu, după ce am terminat facultatea, încă 10 ani am făcut altă profesie, pentru că nu aș fi putut să fiu un psihoterapeut la 23-25 de ani, cu siguranță nu. În schimb, m-a influențat foarte mult o discuție pe care am avut-o la un moment dat cu un coleg din Elveția, care era în acel moment la vârsta pensionării și venise la o școală la care eram și eu, și pentru mine el reprezenta modelul de succes, respectiv era banchier în Elveția. Mă gândeam că ce-ți poți dori mai mult? Da? Ei bine, voia să își pregătească o nouă profesie pentru că se pregătea de pensie și da, într-adevăr, s-a ținut de psihoterapie și predă în institutul din Zurich. Wow, cât de frumos! Vreau să te întreb dacă psihologia se ocupă și de, sau mă rog, psihoterapia se ocupă și de această grupă de vârstă. Pentru că mă gândesc că în momentul în care vine acel sentiment al inutilității, avem nevoie de un om lângă noi și poate de fiecare dată se află copilul sau nepotul sau cineva care să ne sprijine gândurile în evoluția lor pozitivă. Și avem nevoie de un specialist. Psihoterapia primește și persoane în etate și dacă da, cum? Sigur că da, și noi ne dorim să ne ocupăm de acest segment de vârstă. Din păcate, încă nu este chiar foarte mare deschidere. În alte țări, oamenii care sunt în vârstă au deja o interacțiune cu psihologia, cu psihologul, cu psihoterapeutul, o interacțiune de-a lungul vieților, și atunci nu e nicio problemă pentru ei atâta timp cât au solicitat sprijinul unui psihoterapeut într-un moment de schimbare din viața lor, să o facă din nou, pentru că vorbim de o schimbare, nu vorbim neapărat de ceva rău. Și mi-aduc aminte că mă pregăteam cu ani în urmă când am văzut că e tot mai mare deschiderea oamenilor către venitul la cabinet. M-am gândit că trebuie să mă pregătesc să lucrez cu oamenii în vârstă, tocmai pentru că poate să-mi fie mai greu să empatizez dacă nu sunt încă acolo. Și așa am mers la un curs legat de provocarea îmbătrânirii și acolo eram cea mai tânără, pentru că la acel curs veneau persoane care chiar se confruntau cu această provocare și cumva vârsta lor era între 60 și 90 de ani. Pentru mine a fost o experiență foarte bogată și cumva au trebuit să fie destul de toleranți cu mine, să mă accepte că sunt acolo ca să învăț, pentru că vreau să lucrez cu persoane în vârstă. Din păcate, întoarsă în țară și în cabinet, oricât eram eu de pregătită și dornică să lucrez, nu pot să spun că vreodată a devenit acest segment de vârstă unul preponderent în cabinet. De regulă, din păcate, tocmai pentru că oamenii nu au fost obișnuiți, acceptă cu greu ideea că pot merge la un specialist care să nu le dea o rețetă, medicament, ceva concret. N-aș vrea însă să spun că nu vin oamenii la psihoterapie, dar nu aș spune că într-un număr atât de mare pe cât sunt aduși, de exemplu, copiii sau pe cât vin oamenii în jurul vârstei de 35-40 de ani. Anda, în general asociem bătrânețea cu neputința, cu boala, cu cozile la farmacie și, de ce nu, chiar și cu sărăcia. Cum ar trebui însă privită bătrânețea și care sunt activitățile specifice acestei vârste? Avem ocazia, mai mult decât în trecut, să ne asigurăm bătrânețea, în sensul în care să avem responsabilitatea de a ne face acele
pensii care să ne permită cu adevărat să putem să avem hobby-uri, să putem să călătorim, să putem să avem relații cu ceilalți oameni. Și atunci aș spune că pensia sau perioada de îmbătrânire trebuie pregătită și cum ne pregătim, așa o să și fie. Nu putem să mai ducem o viață dependentă. Ar fi frumos, ar fi corect ca pensionarii să primească o sumă decentă față de toată munca pe care au desfășurat-o ei în folosul societății, dar din păcate realitatea nu e asta. Și de cele mai multe ori sunt într-o bună stare cei care cumva au putut să își păstreze, să-și formeze niște economii de care să poată beneficia la bătrânețe. Bătrânețea nu trebuie neapărat să fie asociată cu sărăcia și nici cu neputința, atâta timp cât ne păstrăm activ și util. Practic, aceste două caracteristici trebuie să le avem mereu în minte. Să avem un comportament activ și în același timp util. Cu cât facem mai multe lucruri utile, utile pentru noi, pentru ceilalți, cu atât suntem mai sănătoși și cu o igienă mentală bună. Ana, nu pot încheia interviul fără să aducem puțin în atenție și grupa de vârstă care ne conține mai mult pe noi, poate. Știm acel proverb, cine nu are un bunic sau un bătrân, să-și cumpere. De ce este important un bătrân sau un bunic în viața noastră? E important, cum e important orice om. Oamenii sunt extrem de valoroși. Oamenii ne fac pe noi oameni. Suntem ființe biopsihosociale. Avem nevoie de oameni și avem nevoie de oameni cu experiențe diferite, cu vârste diferite, de la fiecare putem să învățăm ceva. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență, dar și pentru această căldură pe care ai manifestat într-un subiect din nou sensibil. Mulțumesc și eu! Cu siguranță ne vom revedea, Anda! Iar voi rămâneți cu noi pentru că, evident, vom continua ediția Mensana. Mulți ne dorim o viață lungă, însă longevitatea vine cu o altă problemă. Numărul cazurilor de demență asociată înaintării în vârstă este în creștere și nu avem o strategie pentru a îngriji pe bătrânii rămași singuri și neputincioși. Alzheimer este un tip de demență și reprezintă între 60 și 80% din cazurile diagnosticate cu demență. Nu se cunosc măsuri specifice care să asigure cu certitudine prevenirea bolii Alzheimer. Există însă posibilitatea instituirii unor programe de recuperare medicală, menite să reducă riscul instalării sau să întârzie progresia bolii. Pacienții cu Alzheimer trebuie să fie încurajați să participe la un program de kinetoterapie prin exerciții fizice, deoarece alt beneficiu este acela al îmbunătățirii statusului afectiv emoțional al pacientului. Este redusă anxietatea și ameliorată depresia și crește capacitatea de integrare socială și familială. Boala Alzheimer am vorbit frecvent, dar niciodată cu un kinetoterapeut. Bogdan, mă bucur că ești aici pentru că vom afla de la tine informații foarte importante pentru noi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și, în primul rând, bună seara. Da, este o boală destul de dificilă la momentul actual, atât la nivel mondial cât și la nivel național. Din păcate, studiile recente ne arată faptul că există un număr de 40 de milioane de
pacienți care suferă de această boală și totodată ne spune faptul că în anul 2050 o să avem undeva între 120 de milioane și 150 de milioane de pacienți diagnosticați cu această boală. Cifre uriașe. Cifre enorme din punctul meu de vedere, deoarece investițiile în cercetare sunt la fel de mari ca și în alte patologii precum cancerul sau precum Parkinsonul. La nivel național, din păcate, la numărul de populație pe care îl avem la momentul actual, avem undeva la 300.000 de pacienți diagnosticați, iar cifrele neoficiale ne arată faptul că numărul depășește undeva peste jumătate de milion de oameni care suferă de această boală. Când auzim Alzheimer, ne gândim inevitabil la boala uitării. Dar Alzheimer nu vine doar cu această particularitate, ci are și altele. Cum impactează Alzheimerul pacientul? În primul rând vorbim despre îmbunătățirea calității vieții. Pur și simplu, gradul de independență al pacientului este afectat. Gradul de memorie, gradul de gândire coerentă sunt afectate în proporție destul de mare odată cu înaintarea vârstei. Se specifică foarte clar în studii că începutul acestei boli este de la o vârstă de peste 60-65 de ani, ceea ce este destul de grav și destul de devreme în același timp. Mi-ai spus despre studii și vreau să te întreb ce spun studiile despre chimioterapie în Alzheimer. Ce rezultate putem obține cu ea? La nivel de studii vorbim despre importanța chimioterapiei în această boală pentru creșterea sau menținerea tonusului muscular și articular, totodată pentru exercițiile pe care noi le încercăm să le efectuăm cu acești pacienți. Nu doar partea de kinetoterapie activă este foarte importantă. Cu cât boala evoluează mai mult, cu atât kinetoterapia și exercițiile au un rol mai puțin plăcut pentru pacient. De aceea noi intrăm pe o sferă și o nișă foarte importantă, educația medicală a familiei, care are un rol foarte important. Mulți pacienți de-ai noștri sau mulți oameni sunt diagnosticați și au nevoie de îngrijire acasă, ceea ce reprezintă un lucru foarte important. De obicei, familia apelează la noi, la specialiști, doar când gradul de dificultate al pacientului a ajuns la o cotă maximă și nu mai pot face față acestui stres, că la urmă urmei reprezintă un stres, atât din punct de vedere al pacientului, cât și al propriilor membrii de familie. Ce ar trebui să întrecem prin îngrijire? Nu cred că este vorba doar de a spăla pacientul, doar de a-i da să mănânce, cred că este mai mult de atât. Este vorba despre o echipă întreagă, este vorba despre o echipă interdisciplinară. Când vorbim de o echipă interdisciplinară, aici fac parte atât medicul neurolog, atât un asistent medical, cât și un infirmier, kinetoterapeutul, care pur și simplu fac un front comun în jurul pacientului. Prin îngrijirea adecvată și adusă pacientului cu boală Alzheimer, pur și simplu creștem stima de sine a pacientului și totodată ajutăm la îmbunătățirea calității vieții acestuia. Vrem să știm care sunt beneficiile chimioterapiei în Alzheimer, care sunt efectele acelea vizibile pe care le putem observa, dar și când apar ele? Din păcate, beneficiile sunt minore sau minuscule, să spunem așa, deoarece boala este întotdeauna cu un pas în fața kinetoterapeutului. De exemplu, dacă astăzi am efectuat mers pe scări, mâine există posibilitatea să nu-și mai readuc aminte și să devină ca un obstacol pentru el. Din păcate, celulele distruse la nivel nervos joacă un rol foarte important. Cu cât exercițiile sunt efectuate zilnic, la nivel de creier, pur și simplu pacientul automatizează aceste exerciții și pur și simplu le poate efectua cu ușurință. Noi încercăm să integrăm aceste exerciții active sau activo-pasive în activitatea de zi cu zi a pacientului. Pur și simplu îi dăm o sticlă cu apă să mute din punctul A în punctul B, reprezintă un exercițiu atât pentru musculatura brațului, cât și un exercițiu de mers sau un exercițiu de echilibru. Majoritatea pacienților noștri pe care îi gestionăm la momentul actual în România, să spunem, sunt cu un grad crescut de
tulburări de echilibru, un grad crescut de dificultate de mers și totodată cu o atrofiere musculară destul de puternică. Și nu pentru că boala neapărat debutează abrupt, ci pentru că ei se prezintă foarte târziu la specialist. Exact. Uh-huh. Din punctul nostru de vedere, cum am spus și mai devreme, educația medicală joacă un rol foarte important. Din păcate, am putea face un apel pe această cale la familiile care au în îngrijire pacienții cu boală Alzheimer să apeleze din timp la medicii specialiști pentru a pur și simplu a construi un plan de recuperare și reabilitare medicală. Uh-huh. Repet, este vorba despre o echipă întreagă care se ocupă de pacient în sine. Și cu toate acestea le oferim și o zonă de respai familiei care, din punctul nostru de vedere, au un rol foarte important. Vreau să te întreb de ce nu reușim să ne prezentăm la kinetoterapeut în momentul în care avem în familie un bolnav cu Alzheimer. Nu avem informația, nu avem resursele financiare necesare sau pur și simplu nu considerăm că este necesar? Din punctul meu de vedere, cred că nu avem informația la momentul actual. Nu este vorba de resursele financiare, nu este vorba despre locurile. Sunt extraordinar de mulți colegi de-ai mei care lucrează cu pacienți care au fost diagnosticați cu boală Alzheimer. Și din acest punct de vedere, ei știu ce se lucreze și știu cum se lucreze. Uh-huh. Lipsa informației joacă un rol foarte, foarte important. Pur și simplu, cred că diagnosticarea târzie îi face să intre într-o depresie atât pe pacient în sine, cât și pe familia acestuia. Vreau să te întreb, pentru cei care ne privesc și care poate se confruntă cu această patologie și sunt îngrijitori de bolnavi cu Alzheimer, cum arată o ședință de kinetoterapie pentru acești pacienți? Ce se întâmplă în această ședință? Care sunt obiectivele de care avem nevoie? Care este metodologia pe care o folosim cu ei? Din punct de vedere kinetoterapeutic, o sesiune ar trebui să fie împărțită în două, să spunem așa. O parte de masaj terapeutic, pentru că există o atrofiere musculară atât la nivelul membrelor inferioare cât și superioare, care pot pune dificultăți în executarea diferitelor tipuri de exerciții. După care începem cu partea de exerciții care au rolul de a încălzi musculatura, de a încălzi articulația propriu-zisă. Și încheiem cu o parte de exercițiu care să cuprindă activitățile din viața de zi cu zi ale pacientului. Pur și simplu este vorba de un exercițiu de a aduce o oală cu mâncare din stânga în dreapta, de a ridica un bidon cu apă, de a face un mers, de a executa diferite activități, tot felul de lucruri ca să-i ținem oarecum mintea ocupată, din punctul nostru de vedere. Numărătoarea, iarăși ajută extraordinar de mult, din 3 în 3, din 5 în 5, din 7 în 7. Pur și simplu îl întreținem și îl ajutăm pe pacient să fie prezent în momentul respectiv alături de noi și împreună cu noi. Cred că sunt oameni care ne urmăresc în acest moment și se gândesc de ce vorbim de tonus muscular la o persoană de 65 de ani plus, în condițiile în care noi știm că, în general, tinerii sunt foarte impactați de modul în care mușchiul lui arată. Cred că ar trebui să precizăm faptul că musculatura aceasta este foarte importantă pentru numeroase activități și are numeroase roluri, nu neapărat altceva de a da bine într-o fotografie. Corect. Din punctul nostru de vedere, aparatul musculoscheletal joacă un rol foarte important în desfășurarea diferitelor activități din viața de zi cu zi a pacienților cu boală Alzheimer. Au rolul foarte bine structurate în funcționarea diferitelor mișcări, diferitelor poziționări, diferitelor mobilizări. Și din acest punct de vedere, odată ce apare atrofierea musculară, cu greu capacitatea de lucru sau capacitatea de a merge sau capacitatea de a face orice alta activitate este destul de greoaie și destul de înceată. Uh-huh. Știm că această boală este o boală neurodegenerativă, deci nu se va vindeca niciodată. În schimb, am putea cumva prin tratament și această îngrijire pe care o acordăm pacientului să îi încetinim evoluția. Ce face kinetoterapia pentru bolnavul cu Alzheimer? În ce modalitate încetinește această evoluție? În primul rând, prin menținerea mobilității articulare și a forței musculare la un nivel optim pentru a-l ajuta să se integreze în societate. Problema persoanelor cu Alzheimer este integrarea în societate. Ei pur și simplu uită cum au pus paharul cu apă sau unde și-au pus medicamentele respective. Îi menținem la un nivel optim de trai, le îmbunătățim calitatea vieții. Îmbunătățim calitatea vieții, îi putem integra în societate mult mai ușor. Uh-huh. Și fiind alături de ei pe o perioadă cât mai lungă de timp.
Te ascult cu drag în interviul nostru și îmi dau seama că atât eu cât și tu, de-a lungul interviului, am avut tendința de a spune Parkinson și nu Alzheimer. Dacă ar fi să faci o comparație între pacientul cu Parkinson și pacientul cu Alzheimer, care este pacientul mai dificil, să spunem, sau mai sensibil atunci când faci ședință de chetoterapie? Din punctul meu de vedere, pacientul cu boală Alzheimer este mult mai dificil, deoarece reprezintă a cincea cauza decesului la nivel mondial, ceea ce înseamnă extraordinar de mult pentru pacienții diagnosticați. În primul rând, vorbim de o afecțiune neurodegenerativă progresivă. Întotdeauna va fi cu un pas înaintea specialistului, întotdeauna va fi cu un pas înaintea tuturor cadrelor medicale și încercăm pe cât posibil să fim alături de el. Nu doar de el, ci și de familia în sine. Pentru că suntem la finalul acestui prim subiect, vreau să te întreb ce recomandare ai avea pentru cei care au în grijă un pacient cu Alzheimer? Atunci când nu mai fac față să apeleze la specialiștii din domeniul medical, pentru că vor primi îndrumările corespunzătoare. În al doilea rând, să-i țină sub supraveghere și să le fie alături, atât fizic cât și psihoemoțional. Boala este destul de grea și din punctul nostru de vedere, cu cât suntem mai mult alături de pacientul diagnosticat cu boala Alzheimer, cu atât programul în sine și activitățile în sine vor fi mult mai legere și mult mai ușoare. Este necesar să cumpărăm ceva, instrumente necesare pentru a face cu el exerciții, mișcare? Din punctul meu de vedere, nu sunt costurile foarte ridicate și nu necesită o investiție enormă. Vorbim de săculeți cu nisip, vorbim de o bandă elastică, vorbim de o bicicletă simplă, pentru a îi ține mintea ocupată tot timpul. Îți mulțumesc tare mult, Bogdan, tu vei rămâne cu noi pe durata întregii emisiuni, pentru că mai avem un subiect interesant pentru cei care ne urmăresc în această zi de duminică. Așadar, rămâneți cu noi pentru că, evident, ediția Mensana continuă. De multe ori, bătrânii aglomerează secțiile spitalelor pentru că medicii nu se încumetă să-i trimită acasă, unde nu au niciun ajutor. Majoritatea persoanelor de vârsta a treia sunt depășite de avântul fără precedent al tehnologiei, nefiind conectați la ultimele gadgeturi de comunicare pe care nu știu să le folosească. Bătrânii se simt frustrați și izolați din punct de vedere social. În platoul Tudelei va veni dr. Ovidiu Tudor și sunt tare curioasă care este mesajul lui pentru noi. Suntem într-o ediție în care încercăm să creăm un arc, o legătură între generații și aș vrea ca acum în interviul cu tine, Ovidiu, să ne axăm pe adaptabilitatea bătrânilor. De ce le este complicat? Este o rea voință sau efectiv nu mai ajută corpul, creierul și mai departe? Cred că este o rea voință din partea generațiilor mai tinere în a acorda înțelegere unei persoane în vârstă. Nu sunt nici habot, nu sunt nici încăpățânați, nu există nici rea voință din partea lor. E pur și simplu vorba despre un fenomen de îmbătrânire firesc al creierului și în special a unei zone importante din creier, a striatumului. Zona care îți oferă, în fața unei noi provocări, este zona cerebrală care îți oferă soluții, perspective. În momentul în care tu, ca tânăr, te lovești de o situație pe care nu ai mai întâlnit-o, de exemplu, creierul încearcă să găsească variante pentru a îndeplini acel obiectiv sau pentru a-l depăși, da? Pentru a depăși provocarea pe care o întâmpini. Lucrul ăsta se întâmplă mult mai rapid la tineri, deoarece creierul, din punct de vedere structural, are o componență optimă. Nu prezintă fenomene de îmbătrânire, nu prezintă fenomene de degradare, de degenerare, dacă reușești să-l hrănești cumva cu toate elementele de care îl are nevoie. Însă după vârsta de 40 de ani, deși foarte, foarte lent și foarte, foarte încet, aproape insesizabil, încep să apară fenomene de degradare la nivel cerebral, astfel încât apare o îmbătrânire globală a creierului și o îmbătrânire marcată la acest nivel despre care vorbeam. Practic, în fața unei provocări, persoana în vârstă nu era intenționată, pur și simplu bagajul de soluții pe care îl are este foarte mult limitat din punct de vedere fizic, deoarece creierul nu reușește să mai găsească variantele optime. Ok, putem vorbi despre oarecare experiență, dar experiența merge în cazul elementelor rutinate.
în cazul situațiilor pe care persoana în vârstă le-a tot parcurs și le-a tot repetat, astfel încât acolo ne putem baza destul de mult pe ceea ce are de spus. În cazul provocărilor noi, așa cum este și tehnologia care evoluează într-un ritm galopant și în ultimii 20 de ani observăm într-adevăr faptul că s-au produs niște modificări spectaculoase, chiar și pentru noi tineri și nori ne este greu să ne adaptăm, pentru vârstnici nu același lucru se petrece. Pe lângă partea asta de variante pe care creierul o poate găsi sau nu, apare componenta emoțională afectată, apare componenta legată de memorie, de asemenea afectată de degradare și de faptul că apare fenomenul de îmbătrânire, iar toate acestea, emoție, memorie, atenție, concentrare, capacitatea de lucru scăzută, respectiv imposibilitatea de a găsi toate soluțiile viabile, nu fac altceva decât să îi reducă semnificativ funcționarea persoanei în vârstă. Dacă noi venim și-l acuzăm și nu-i oferim toată înțelegerea de care are nevoie, nu facem altceva decât să-i adâncim problema, da, să-l facem să se retragă, să-l facem cumva să devină poate, putem spune uneori recalcitrant, uneori exact ce spuneam, încăpățânat și cumva impulsiv poate în exprimare, dar nu reprezintă decât metode de a se apăra în fața valului de nou și de critici, de reproșuri care îi stau în față. Suntem într-o ediție în care încercăm să învățăm să îmbătrânim frumos. Cum îmbătrânește creierul și ce ar trebui să facem noi ca să îmbătrânim frumos? Ar trebui să-l ținem activ, permanent. Sunt lucruri de bun simț și lucruri deja cunoscute, nu facem decât să le reluăm și să le evidențiem poate mai bine. Mișcarea, din nou, care trebuie să reprezintă un obiectiv pe parcursul întregii vieți, alimentația corespunzătoare, somnul, evitarea viciilor, fumat, alcool, consumul de alimente sănătoase și aici cu o mențiune legată de recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și a tuturor comisiilor de nutriție care spun că 85% din alimentație ar trebui să fie bazată pe legume și fructe, iar proteina animală să apară într-un procent de 15%. Implicarea socială, e foarte important să avem prieteni, să socializăm și să ne ferim de, nu știu, poate de anturajele toxice, de elementele care pot perturba cumva funcționarea noastră, dar cumva trebuie să-ți pregătești bătrânețea încă de când ești tânăr și să faci alegerile potrivite din toate punctele de vedere. E, pe principiul ne cumpărăm vara sanie, da? Astfel încât să fim pregătiți. Cam asta se întâmplă. Nu poți spera la o bătrânețe minunată din toate punctele de vedere dacă în tinerețe nu ai avut grijă de tine, ai fost adeptul exceselor, nu te-ai protejat deloc, nu a contat elementele pe care le-ai făcut, n-ai avut nicio remușcare, n-ai avut un parcurs logic și firesc al lucrurilor pentru a ajunge la o destinație fericită. Fiecare pas pe care îl facem în viață ne construiește, fiecare pas pe care l-am făcut și îl facem acum ne construiește viitorul. Viitorul depinde foarte mult de trecutul nostru și de prezentul nostru. Sigur, nu un procent de 100%, pentru că lucrurile pot fi modificate și deciziile sau modul în care noi vom reacționa poate fi diferit, dar rămân sechele, da? Rămân răni, rămân urme care uneori pot fi mai greu de spălat. De asta propun activități care să vină dispună, să relaxeze și să provoace cumva creierul într-o manieră favorabilă, astfel încât să-l responsabilizeze, să-l facă să gândească, să găsească soluții pentru tot felul de provocări. O ultimă întrebare, Ovidiu, noi tinerii ca să ne dezvoltăm și ca să învățăm lucruri noi ne expunem la nou. Recomandă același lucru și bătrânilor? Sigur. Expunerea la nou este un element constructiv pe tot parcursul vieții. Întotdeauna noul provoacă foarte mult creierul, îl determină să găsească soluții, exact ce spuneam. În momentul în care mergi pe aceeași cale, intri într-o zonă de automatism. Adică, spre exemplu, la început, când mergi prima dată cu mașina, ești foarte atent la pieton, te uiți foarte atent, conștientizezi faptul că te uiți în oglinzi, de exemplu, da? Sau când mergi cu bicicleta, conștientizezi faptul că strângi coarnele foarte bine și dai din pedale. Pe măsură ce lucrurile acestea devin parte integrantă din modul tău de funcționare, se creează automatismul. Nu mai
mai știi că dai din pedale, dai din pedale. Nu te mai uiți sau nu mai conștientizezi că te uiți în oglindă și ești foarte atent la ce se întâmplă în trafic. Da? Pe de altă parte, cam asta se întâmplă și din punct de vedere al lucrurilor noi pe care le facem. În momentul în care intri în zona de automatism, nu mai provoci foarte mult creierul. El urmează niște rute prestabilite, niște automatisme, dar rămâne în zona aia de confort cumva. Și atunci trebuie să-l scoți de acolo, să-l provoci cu tot felul de elemente noi care să-l ajute să-și împânzească mult mai bine această rețea neuronală, o rețea neuronală care te va ajuta să nu cazi la un moment dat și să nu te degradezi foarte tare, pentru că vei avea o rețea atât de bine pusă la punct și o structură atât de bine construită și de solidă, încât dacă sunt riscurile unei căderi, vei fi foarte bine susținut de elementele care deja s-au creat. Îți mulțumesc tare mult de prezență pentru aceste informații prețioase pe care ne-ai oferit într-un mod în care le putem înțelege ușor și cu siguranță ne vom revedea la Dolmen Sana. Sper. Rămâneți noi pentru că, evident, vom continua ediția. Fără să ne dăm seama, suntem martorii unui fenomen fericit. Bătrânețea începe mult mai târziu decât pe vremea bunicilor noștri. Dacă în urmă cu un secol te numeai vârstnic la 55 de ani, acum abia de la 70 în sus ești în această situație, susțin cercetătorii. În același timp, tot mai mulți pensionari își refuză vârsta din buletin, folosesc iscusit internetul, călătoresc, fac sport, ies în oraș cu prietenii și sunt interesați de criptomonede. Bogdan, continuăm așadar ediția vorbind despre kinetoterapie pentru pacienții care au avut accident vascular cerebral. Care sunt sechelele pe care acest episod le lasă asupra pacientului? În accidentele vasculare cerebrale, cele mai importante sechele care apar asupra pacienților sunt de natură cognitive, senzitive și motorii. Au un rol foarte important. Din păcate, există posibilitatea să rămână cu aceste sechele pentru tot restul vieții. Ce spun statisticile despre incidența AVC în România? La momentul actual în România există peste 61.500 de persoane diagnosticate cu AVC, din care 30% din ei rămân imobilizați la pat, ceea ce ne arată că partea de kinetoterapie și importanța kinetoterapiei în acest diagnostic este foarte, foarte importantă. Se poate face kinetoterapie cu ei în momentul în care sunt imobilizați la pat? Din punctul nostru de vedere, da, se poate face. Există o categorie de exerciții specifice accidentelor vasculare cerebrale pentru pacienții imobilizați la pat. Aceste exerciții au rolul de a mobiliza pacientul în diferite decubite pentru prevenirea apariției scarelor, unul la mână, și doi la mână au rolul de a pune mișcare majoritatea articulațiilor și mușchilor la nivelul întregului corp pentru a nu se atrofia pe o perioadă cât mai lungă de timp. Vreau să te întreb care sunt factorii de risc pentru apariția acestor AVC-uri. Din păcate, factorii de risc au o sferă destul de largă. În primul rând și în primul rând vorbim de bolile cardiovasculare, în al doilea rând vorbim despre gradul crescut de obezitate al pacienților, fumatul, consumul de alcool, consumul de droguri, are un rol foarte, foarte important în factorii de risc și în apariția acestor accidente vasculare cerebrale. Din păcate, știm că un accident vascular cerebral nu este obligatoriu să fie singular în viața unui individ. De ce se repetă și care este probabilitatea ca acest lucru să se întâmple? Este foarte important tipul de accident vascular pe care pacientul l-a avut la diagnosticare. Pentru că, după cum știm, există un tip ischemic și un tip hemoragic. Cu cât gravitatea accidentului vascular cerebral este mai profundă, cu atât șansele sunt mai mari ca acest lucru să se repete și cu un al doilea accident vascular cerebral. Este foarte important stilul de viață al pacientului. Este foarte important să se renunțe la diferite activități sau la diferite obiceiuri care îi pot duce la reapariția unui nou accident vascular cerebral. Vreau să întreb dacă mișcarea este importantă pentru a preveni un potențial AVC. Mișcarea este foarte importantă deoarece crește capacitatea pulmonară și capacitatea de efort al unui pacient care a fost diagnosticat cu un accident vascular cerebral. Totodată trebuie să țină cont de parametrii optimi atunci când face mișcare. Efortul să fie foarte bine structurat, capacitatea de efort să nu depășească limitele oboselii, să spunem așa, și totodată exercițiile efectuate să nu-i provoace mai multă durere decât are la momentul respectiv. Revenind la aceste sechele post-AVC, câte dintre ele pot fi recuperate în totalitate? Cum și când?
În proporție de 75-85%, pacientul cu accident vascular cerebral poate fi recuperat atât pe partea inferioară cât și pe partea superioară. Uh-huh. Atât pe mână cât și pe picior. Vorbim de capacitățile lui de a merge din nou, de a mânca singur, de a se îmbrăca singur, tot ce făcea odinioară, doar că nu la aceeași capacitate și la aceeași intensitate. Influențează sesiunea de chiletoterapie reapariția unui nou accident vascular cerebral? Din punctul nostru de vedere, nu influențează absolut deloc, atâta timp cât programul de kinetoterapie și reabilitare medicală este construit în beneficiul pacientului. Este structurat conform unui plan de lucru, conform stării de sănătate a pacientului și conform unui desfășurător oferit de către medic. Atât din punct de vedere al stării de sănătate și al diagnosticelor secundare, care uneori pot perturba eficacitatea programului de kinetoterapie. Vorbeam despre bolnavul de Alzheimer, că poate fi ajutat de membrii familiei sau de îngrijitorii care îl au în grijă. În cazul pacientului cu AVC și cu sechele post-AVC, se poate vorbi despre acest însoțitor care îl poate ajuta? Evident. Sau este nevoie doar de un profesionist? Evident. Și aici vorbim despre o educație medicală. Noi o numim o educație medicală continuă, în care aparținătorii diferitelor patologii, dar la momentul actual diferite patologii numite accident vascular cerebral, au parte de lecții care pot înlocui specialistul în recuperare medicală. Pur și simplu îi pot însoți la mers, pur și simplu îi pot ajuta să coboare sau să urce scările, pur și simplu îi pot ajuta să efectueze diferitele activități atunci când nu este prezent kinetoterapeutul. Nouă ne place să intrăm așa puțin și în viața profesionistului și vrem să te întrebăm dacă ne poți povesti un caz al unui pacient cu sechele post accident vascular cerebral care te-a impresionat sau un ceva din experiența ta care dorești să împărtășești cu noi. Probabil că cel mai important caz este cel cu care am intrat în meseria de kinetoterapie la nivel profesionist și într-adevăr a fost un accident vascular cerebral al unei doamne de 75 de ani cu diferite sechele destul de grave. Nu ne-am închipuit vreodată că o să ajungem la nivelul actual și la momentul actual în care pacienta respectivă sau doamna respectivă să meargă singură, să se plimbe, să facă diferite activități prin casă. Și astea au rămas de bun augur sufletului meu, în primul rând, și mi-am dat seama că este vorba despre o empatie. Așa cum îngrijești, așa pe viitor probabil că îți vei dori să fii îngrijit. Și dedicarea profesiei din viața de zi cu zi și îngrijirea asupra pacienților și o îmbunătățire a calității vieții și menținută la nivel optim. Cât de lungă este această relație între pacientul cu sechele post-AVC și chietoterapeut? De câte ori vă vedeți? Pe ce durată de timp vă veți vedea? Din punctul meu de vedere vorbim de o perioadă de timp de 8, 9, chiar 12 luni. Cercetătorii specifică foarte clar și ne spun prin diverse cărți și prin diverse materiale că ceea ce se lucrează în primele 6, 7, 8 luni de kinetoterapie, de programe de kinetoterapie, cu aia rămâne pacientul. Ceea ce înseamnă că intensificarea programelor de kinetoterapie este destul de mare. Vorbim de un număr de sesiuni între 3 și 4 sesiuni pe săptămână, cu pauze intercalate. Totodată vorbim de teme pentru acasă, să le spunem așa, în care pacientul are câte o temă de fiecare dată pentru diferite articulații sau pentru diferite zone musculare în care, în lipsa kinetoterapeutului, trebuie să lucreze. La cât timp de la declanșarea accidentului vascular cerebral putem începe această recuperare medicală? Recuperarea medicală se poate începe imediat la indicațiile medicului specialist. Există posibilitatea să începem și după 4-5 zile, atunci când schema de tratament a pacientului a fost efectuată și deja pacientul urmează o schemă de tratament corespunzătoare diagnosticului de AVC profund. Vreau să te întreb dacă România apelează la chetoterapie. Pentru că noi știm că este o specialitate care ne place și sună destul de bine, dar cred că încă o considerăm așa pentru cei high class, ceea ce este păcat. România apelează la kinetoterapie, deoarece și-au dat seama că nevoile sunt foarte mari și nu se pot descurca singuri pe diferite afecțiuni. Găsim la momentul actual kinetoterapeuți peste tot în România, găsim în toate centrele de recuperare, găsim în toate centrele balneofizio-kinetoterapeutice și totodată găsim la toate zonele spa kinetoterapeuți. Din păcate,
trebuie să conștientizăm faptul că un kinetoterapeut nu este și un chimioterapeut. Se face o confuzie extraordinar de mare și în anul 2020, diferența dintre chimioterapie și kinetoterapie. Și aici vine partea de profesie pe care tu o exerciți și specifici foarte clar cu ce te ocupi și ceea ce faci și unde vrei să ajungi. Și poate este momentul potrivit să spunem exact ce face kinetoterapia. Kinetoterapia ajută la îmbunătățirea calității vieții pacienților cu diferite patologii prin efectuarea de exerciții active sau pasive pentru diferite articulații sau pentru diferite zone musculare sau articulare. Mm-hmm. Domeniul dedicat tuturor grupelor de vârstă, poate este indicat să spunem și acest lucru, de la cei mici până la cei foarte mari? Majoritatea pacienților pot avea de la 2-3 săptămâni până la 100 de ani, au fost pacienți și de 102 ani care au nevoie de kinetoterapie. Și ne bucurăm că avem specialiști care sunt pregătiți să ne primească și să ne ofere acel tratament de care avem nevoie. Și îți mulțumim și ție pentru că ai fost în platoul nostru astăzi și noi știm că ne vom revedea. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și vă doresc o seară bună. Iar voi rămâneți cu noi pentru că, evident, continuăm ediția Mensana. Jane Fonda este născută pe 21 decembrie 1937. Este actriță, scriitoare, activist politic, model și profesor de fitness american. A cunoscut faima în anii 1960. Jane Fonda este activistă pentru mai multe cauze politice. Una dintre cele mai notabile și controversate a fost opoziția ei față de războiul din Vietnam. De asemenea, a protestat față de războiul din Irak și violența împotriva femeilor. S-a descris ca fiind liberală și feministă. Din 2001, după divorțul de Ted Turner, Jane Fonda a redevenit creștină și a publicat o autobiografie în 2005. Haideți să aflăm însă și secretele frumuseții. În platoul nostru este Nico Ferrariu și vreau să-i mulțumesc că în sfârșit am găsit timp să ne reîntâlnim. Și eu îți mulțumesc pentru invitație și îmi pare rău că ne-am întâlnit așa târziu. Mă bucur că plăcerea este de ambele părți. Am ales un subiect interesant și util ediției de astăzi. Cred că te-am inspirat. Am găsit-o pe Jane Fonda, care ne place și la 81 de ani arată într-un mare, mare fel. Și vrem să aflăm dacă există secrete și de unde le putem obține, dacă nu de la cei care lucrează cu frumusețea și în obținerea ei. Este posibil ca la 81 de ani să arăți așa? Da, este posibil, pentru că noi tocmai asta vedem. Acum pe ea o vedem pentru că este faimoasă. Sunt multe femei în lume care la vârsta de 70-80 de ani arată foarte bine. Primul secret este în primul rând să te menții sănătos. Și tot ce înseamnă alimentație sănătoasă, exercițiu fizic, grijă la kilogramele în plus, de fapt, înseamnă să te menții sănătos. Eu am spus întotdeauna că noi, dacă ne uităm în cultura noastră și intrăm într-o sâmbătă în biserică, vom observa că biserica este plină cu doamne care sunt micuțe și slabe. Eu le spun highlanderi, supraviețuitoarele. Dumnealor vin cu coliva pentru că dumnealor trăiesc. Și de obicei sunt foarte active. Sunt micuțe și sunt slăbuțe. Și sprintene. Da. Spune dacă există varianta ca în România să obținem femei care la 81 de ani să arate așa și mă uit la Jane Fonda și nu doar că arată într-un anumit fel, emană ceva. Este vorba de atitudine, nu? Atitudinea este de învingătoare. De o femeie care trăiește cu convingerea că a învins tot ce a avut de învins în viață. Atitudinea este un lucru pe care trebuie să-l învățăm și noi pe parcursul vieții, chiar dacă nu-l avem din educația românească, așa, e un alt subiect, nu intrăm acolo, dar atunci când te simți bine în pielea ta, când tu știi, trebuie să ne aducem aminte, Jane Fonda, mulți ani, după vârsta de 50 de ani, a fost foarte preocupată de sport și de activități sportive. Și ea avea casetele acelea pentru femei foarte motivaționale, unde femeia după ce năștea, după ce se opera, după o perioadă de convalescență, după alăptat, acasă cu bebelușul, exerciții cu Jane Fonda, vestitele, casete. Această femeie a fost preocupată 10 de ani
Da? Noi nu vorbim de un an, ne apucăm de sală, al doilea an începem și facem o casetă, al treilea an suntem influencer. Nu, vorbim de 20, 30, 40 de ani în aceeași direcție și atunci se obține această atitudine. Vreau să întreb dacă știi ce operații sau ce intervenții și-a făcut. M-am uitat și la serialul în care joacă ea la vârsta a prezentă. E un serial foarte drăguț pe Netflix și dacă ne uităm că la 81 de ani are o mandibulă foarte bine conturată, nu are riduri în jurul gurii și șanțurile nazogeniene sunt estompate, atunci cu siguranță aici vorbim de un facelift. Probabil că are unul sau două operații de facelift foarte bine efectuate, foarte bine, pentru că i-au păstrat trăsăturile naturale și nu au transformat-o. Și e foarte important ca după o operație de facelift, asta este mandatory, să nu schimbi trăsăturile omului, ale pacientului, am vrut să spun. Dacă ne uităm la ploapele inferioare, atunci cu siguranță are o blefaroplastie inferioară, cu siguranță că și ploapa superioară a fost lucrată, cu siguranță că și sprâncenele sunt ridicate cu un lifting de sprâncene. Nu știu dacă își mai face botox, că undeva după, în jurul vârstei de 70 de ani, botoxul e un pic tricky. Și foarte mulți doctori refuză să-l mai facă după 70 de ani, pentru că atunci pot apărea cele mai multe efecte adverse. Dar e foarte întinsă fața. Nu știu nasul când l-a lucrat, pentru că și la nas se vede că e un nas lucrat. Adică cu siguranță observăm că este o atenție deosebită pentru fiecare detaliu al feței și la fel și pentru fiecare detaliu al corpului. Înțeleg că este o femeie care mănâncă foarte puțin din totdeauna, este vestită pentru acest lucru, care e foarte activă, este foarte preocupată de aspectul fizic și atunci preocuparea se vede. Putem purta roșu la orice vârstă? Da, la orice vârstă, absolut. Mie mi se par mult mai frumoase femeile după 50 de ani îmbrăcate în roșu. Aș păstra roșu chiar după 50 de ani, da. Nico, și în cabinetul tău au intrat femei trecute de 55 de ani, trecute de 60 de ani, care au ales anumite proceduri pentru a-și întineri aspectul feței. Știm că atunci când urmărim față este foarte important orice milimetru și știu că voi, specialiștii, acordați atenție fiecărui milimetru de țesut al nostru. Vom vedea în continuare ilustrate din cabinetul tău before and after și dacă poți așa să ne schițezi și nou câteva secrete pe care le-ai folosit acolo, am fi tare bucuros. Da, ne uităm pe fotografii și spun. Doamna este o pacientă care a slăbit 30 și ceva de kilograme la o anumită vârstă, este o femeie care are copii mari deja, nu are nicio operație la nivelul feței. Tot ce am obținut, am obținut cu intervenții non-chirurgicale. Are un lifting al liniei mandibulare și un contouring al liniei mandibulare obținut cu fire resorbabile și acid hialuronic. Am pus acid hialuronic la nivelul șanțurilor lacrimale, la nivelul șanțurilor nazogeniene. Am făcut un liquid lifting la nivelul pomeților și a mandibulei. Am făcut un tratament botox, odată pentru frunte, glabelă, coada sprâncenei și am pus câteva picături de botox și la nivelul buzei superioare. De ce? Pentru că avea smoker lines mult mai evidente. Aceste tratamente nu au fost făcute toate odată, au fost făcute în două ședințe repetate. Am rugat pacienta să revină la două săptămâni. Dumneaei chiar nu avusese înainte să vină la mine niciun fel de intervenție estetică la nivelul feței. Era foarte hotărâtă pentru facelift chirurgical, însă m-a rugat să-l temporizăm o perioadă, pentru că era, deși a slăbit mult, era destul de aproape dumneaei de episodul de gastric sleeve și a zis că și-ar mai dori totuși o perioadă fără suferință fizică, deși faceliftul nu doare. Pacientele care se trezesc din operație după facelift nu acuză dureri. Există un edem al feței, există echimoze, există tumefacții, dar care se remit în timp, dar nu este o intervenție care înseamnă dureri mari postoperatorii.
Înainte de a ajunge la cazul 2, aș vrea să te întreb, li se recomandă în general femeilor să slăbească pentru că este mai sănătos, evident, și mai ușor pentru ele. Oasele se slăbesc și atunci se indica să avem câte puține kilograme. Dar, în momentul în care slăbim, este posibil ca fața sau pielea noastră să fie mai căzută. Bun. Există două situații mari în viață atunci când pielea începe să cadă. Una este situația de viață și de înaintare în vârstă, pentru că nu scăpăm niciunul de gravitație și atunci it will drop. Și doi, nu vorbim aici de slăbit, vorbim de nu ne îngrășăm. Deci chirurgul plastician, chirurgul estetician o să-ți spună de fiecare dată să nu te joci cu kilogramele, să nu pui mai mult de 3-4 kilograme, să nu dai jos mai mult de 3-4 kilograme. Da? Și într-adevăr, după o anumită vârstă, fața pare mai întinsă și este mai întinsă pentru că are țesut adipos dacă pacienta este mai rotundă. Asta nu înseamnă că ne îngrășăm pe măsură ce trece timpul să stea fața sus. Asta înseamnă că nu ne jucăm, nu facem acest joc de plus-minus kilograme. Întotdeauna ai trecut de 5 kg în plus în minus, se lasă fața, se lasă sânii, se lasă fesierul, pielea din jurul genunchilor, adică exact ce supără. Este un normal. Trecem la cazul 2 și suntem tare, tare curioși aici ce s-a întâmplat. Ei, aici am un caz foarte drăguț cu o mămică care până la vârsta de 37 de ani iarăși nu a avut nicio intervenție estetică. De ce sunt reticente? Multe dintre pacientele mele sunt reticente la chirurgia estetică și la estetica medicală, pentru că ceea ce se promovează este excesul. Da? Se promovează excesul. Am auzit de curând că o domnișoară din showbiz a dorit să aibă cel mai mare fund și cei mai mari sâni din România. Deja în momentul în care noi asta promovăm, celelalte femei, femeia cu o condiție normală, aș spune eu, în societate, dar și cu foarte mult bun simț, educată, va veni cu foarte multă teamă. Și majoritatea pacientelor mele mă întreabă de fiecare dată, de fapt nu eu mă întreabă, mă roagă, doamna doctor, dar vă rog frumos, pe mine să nu mă transformați în... Și zic, doamnă, să știți că este destul de dificil, eu am o glumă cu... E foarte dificil să vă transform, pentru că dacă noi lucrăm cu măsură și cu bun simț și ne adresăm semnelor îmbătrânirii, atunci nu avem de ce să ajungem, apropo de discuția cu Jane Fonda, noi nu ne adresăm transformărilor trăsăturilor. Pe noi ne interesează strict cum o față poate să fie mai tânără, mai luminoasă și mai frumoasă la orice vârstă. Și aici văd o fotografie de când a venit prima oară la mine. Da, este o fotografie cu... Observăm că pentru 30 și ceva de ani vedem cum linia mandibulară nu mai este conturată, există și o asimetrie ușoară la nivelul pomenților, deja vedem între sprâncene niște riduri ușoare, un cearcăn, evident, cred că pe ăla îl vede orice om. Eu, dacă pe mine mă pui să-ți găsesc la o față defecte sau semne de non-estetic, bineînțeles că le voi găsi, cu asta mă ocup. Dar cred că e evident pentru toată lumea că pare un pic obosită, are aspectul un pic trist, un pic de a cam trecut tinerețea, nu? Cam așa. E, aici n-a mai trecut tinerețea, aici suntem în plină tinerețe și ne bucurăm de ea și uite cum obținem atitudinea doamnei de 81 de ani, nu? Avem atitudine aici. Da. E o femeie și care se simte frumoasă și care se simte tânără. Și, într-adevăr, are și un pic de make-up și pentru fotografiile pe care eu le-am făcut în cabinet. A venit cu make-up și cu afată, dar ce am făcut eu? Am liftat linia mandibulei, am conturat mandibula, am conturat pomeții, am pus acid hialuronic la nivelul cearcănelor și am făcut un botox. Adică noi vorbim de câteva retușuri din seringă și rezultatul este acesta. Dacă mă uit la această doamnă pe stradă, așa cum îmi place mie să spun de fiecare dată,
nu voi vedea o femeie lucrată în cabinetul de estetică. Am dreptate? Da. Nu văd această femeie să spun și-a făcut pomeții, și-a făcut... Nu. Văd o femeie luminoasă, cu tenul hidratat, cu o față frumos conturată și tânără. Și asta ne dorim, asta înseamnă estetic. Eu de ani de zile îmi dau silința să educ fiecare om care ajunge să mă vadă. Prin orice fel, că este YouTube, că e Instagram, că vorbim de site-ul meu, că vorbim de, nu știu, discuție liberă, că vin într-o emisiune. Pe mine mă interesează ca femeile să înțeleagă că poți fi tânără și poți fi frumoasă și cu atitudine, dar ideea este să-ți păstrezi trăsăturile proprii, să fii tu. Mai avem și un al treilea caz pe care vreau să-l analizăm înainte de asta, însă aș vrea să te întreb, Nico, ne recomanzi să prevenim îmbătrânirea astfel încât să pătrundem în cabinetul vostru cât mai devreme, sau ne recomand să o facem după vârsta de 30-40 de ani, pentru ca organismul nostru să fie surprins de acest nou pe care îl aducem și să reacționeze mult mai repede și mai frumos? Înainte de experiența mea din Germania, unde am fost visiting doctor și din Luxemburg, în câteva clinici de estetică, aș fi spus în momentul în care nu te simți bine, și de fapt asta e regula, în momentul în care nu te simți bine și dimineață nu-ți place fața ta, începi să cauți un estetician. Ce aș recomanda eu la noi în țară este să-ți păstrezi esteticianul. Pentru că fuga după merg acolo, cine face buze, am văzut asta pe niște grupuri. Cine face buze, cine face botox? Nu, cine face botox face și buze, cine face buze și botox face și o blefaroplastie, dacă vorbim de chirurgie estetică, și face și alte proceduri și alte intervenții chirurgicale. Este, nu știu, este un, e un drum, e așa cum ai terapeutul tău. Dacă te duci la 25 de terapeuți, nu ți-ai rezolvat problema. Dacă te duci la 25 de preoți să te spovedești, iarăși nu înțeleg ce faci, ca să facem o paralelă cu viața de zi cu zi. Dacă fugi după vreau aia, acolo, nu cred că rezultatul va fi unul bun. Însă, după experiența din Germania, unde am văzut femei de 20 și ceva de ani, vorbesc de 21-23 de ani, care imediat cum vedeau un riduleț veneau și spuneau puțin acid hialuronic, și întâmplarea face că unul dintre medici mi este văr. Și atunci am putut să-l întreb, mi-am permis să spun, zic, nu te supăra, de ce faci tratamente cu acid hialuronic la 20 ceva de ani? Zice, tu ai văzut ridul? Da, îl vede și ea. Pe ea o nemulțumește? Da, de ce să se adâncească? Ridică-l la nivel. Și ea va fi mulțumită și nici nu se va mai adânci acel rid cu trecerea anilor, pentru că pe măsură ce noi pliem pielea, ridurile se adâncesc. Dacă nu putem să le mai pliem, nici ridurile nu vor mai fi, nu se vor adânci cu timpul. Da? E o îngrijire pe care, e adevărat, dacă ne uităm la Hollywood, acolo e un must. Da? Femeia în fața camerei de filmat, care nu este femeia de televiziune, femeia de televiziune apare cu make-up, apare îmbrăcată, actrița apare dezbrăcată, apare în lumină naturală, apare în contrajur, apare dezbrăcată în diverse situații și atunci ea trebuie... Pielea ei, tenul, fața, sânul, talia, trebuie să arate într-un fel. Pentru că asta se cere. Trecem și la cazul numărul 3 și sunt tare, tare curioasă. Cazul numărul 3 este pacienta lui Khaled. Este o doamnă care a decis o intervenție chirurgicală de această dată și s-a adresat clinicii noastre. Aici suntem un pic mândri pentru că e o poveste. Doamna nu locuiește în țară și a venit special la noi pentru facelift și pentru blefaroplastie inferioară. Acestea sunt pozele chiar dinainte de operație și dacă le vedem pe cele de după, e foarte adevărat că le avem foarte recente, le avem la o lună postoperator și atunci încă avem un edem al feței, dar ce observăm cu ochiul liber? Observăm că doamna are o linie a mandibulei foarte bine definită,
un pomete foarte neted, un obraz foarte neted. Încă mai are ceva echimoze la nivelul ploapei inferioare și chiar la nivelul ploapei superioare, pentru că a fost, dacă nu mă înșel, a fost o blefaroplastie superioară, blefaroplastie inferioară și facelift, un necklift. Ei, aici, dacă ne uităm, vedem foarte frumos cum obrazul este frumos conturat, mandibula e frumos conturată, gâtul este întinerit și deși este, da, vedem că este, că avem echimoze, da, și că zona este indurată, că se vindecă încă, pentru că rezultatul final după un facelift chirurgical îl vedem la 6 luni. Și noi avem aceste fotografii foarte recente postoperator, pentru că după aceea doamna a plecat din țară. Întâmplarea a făcut ca în anul acesta călătoriile să fie blocate, restricționate și foarte multă lume a ales să nu mai călătorească pentru a veni să facă fotografii la chirurgul care i-a făcut intervenția. Vreau să te întreb ce vârstă are. Doamna are 65 de ani. Wow! Pe fotografiile dinainte vedeai o femeie de 65 de ani. E adevărat, cu trăsături frumoase, o femeie îngrijită, care a trăit frumos și și-a trăit viața cât se poate de frumos și de elegant, însă se vedea că are o vârstă, da. Timpul nu iartă pe nimeni. Și după intervenția de facelift vedem o doamnă întinerită, nu? Eu așa zic, vedem o doamnă tânără. Nico, o ultimă întrebare pentru interviul nostru, dar sunt vreau să te întreb, la ce vârstă este recomandat acest lifting facial chirurgical? Ei, aici depinde. Am întâlnit paciente care au venit pentru lifting facial la 30 și ceva de ani. Și aici vorbim de categoria pacientelor care au scăzut foarte mult în greutate și care au observat că pielea din jurul mandibulei, obrazul este căzut, mult exces de piele. O femeie la 30 și ceva de ani care a slăbit 40 de kilograme nu poate să rămână cu o față de bătrânică, pot să zic bătrânică, așa. Noi vin bătrâni în această ediție, cel puțin. Da, da. Cu toții îi iubim și îi apreciem pentru că avem și ce învăța de la domniile lor. Și contează experiența de viață. Dar majoritatea femeilor care optează acum pentru facelift sunt de obicei după 50 de ani. Dacă vorbim despre doamne care sunt expuse public, atunci ele vin mult mai devreme, în jurul vârstei de 40 de ani. 40-45, deci avem categoria, pot veni după 30 de ani dacă au scăzut mult în greutate și numai așa rezolvăm excesul acela de piele care nu se mai retrage. După aceea, dacă sunt expuse publicului și întotdeauna ochiul este critic, și când zic expuse publicului, mă refer la profesori, da? Pentru că profesorul e foarte atent și el la cum arată atunci când vorbește elevilor, studenților. Totuși trăim într-o societate care ne cere să arătăm cu 10 ani mai tineri decât vârsta reală. Mai ales când profesăm într-un domeniu în care promovăm un stil de viață sănătos și o frumusețe naturală. Da. Îți mulțumesc tare mult, Nico, pentru prezență. Cu siguranță te mai invităm, pentru că avem ce să învățăm de la tine. Mulțumesc și eu, cu drag, mai bine. Voi rămâneți cu noi pentru că, evident, continuăm ediția Mensan. Așa cum bine știți, nici o ediție Mensana fără prezența lui Florin la final. Te salut, Florin, și mă bucur tare mult că ne reîntâlnim. Bună, Consuela, salutări telespectatorilor voștri. Mulțumesc din nou pentru invitație. Întotdeauna este valabilă invitația noastră și, evident, suntem tare, tare curioși ce ne-ai adus și astăzi. Sigur. Astăzi vă voi încânta cu o altă experiență de mașini. După cum vă spuneam, site-ul nostru experimentează.ro a început prima dată cu experiențe de adrenalină și am căutat tot ce se poate face cu mașini în România și am încercat să aducem pe site. Este o experiență care seamănă cumva și rezonează pentru cei care au prins puțin regimul de dinainte de Revoluție. Seamănă cu mașinuțele acelea teleghidate pe care doar 1-2 copii norocoși din cartier le aveau și toți ceilalți se uitau cu jin la ei. Sunt niște mașinuțe foarte mititele, doar de o singură persoană, cu care noi facem niște tururi prin București. Tururile durează între 60 și 80 de minute și se parcurge un circuit prin zona de
nord a Bucureștiului și vă garantăm că toată lumea va întoarce ochii să vă vadă atunci când aceste mașini se vor fi înșiruite pe șosea. Păi măcar pentru asta și-a trebuit să cumpărăm această experiență, că ne place să fim apreciați și văzuți. Ce înseamnă această experiență? De unde o cumpărăm? Unde mergem să începem cursa? Experiența o cumpărați de pe site-ul experimentează.ro, bineînțeles. Cursa începe din zona Casa Presei Libere și urmează, partenerul nostru are mai multe trasee, de regulă se merge pe Chiselef, se întoarce apoi pe partea cealaltă cu aviatorilor și vă reîntoarceți la Casa Presei Libere. Deci ne plimbăm ceva cu ea? Vă plimbați ceva cu ea, mașinuțele nu merg extrem de repede, sunt pentru distracție și pentru a vizualiza peisajul din jur și mai ales pentru a fi admirat de cei din jur. Și cu siguranță obținem asta. Înțeleg că trebuie să avem obligatoriu permis de conducere. Neapărat permis de conducere categoria B. Asta povesteam mai devreme. Noi am primit cadou în Crăciunul trecut această experiență și de la Crăciunul trecut o așteptăm pe o colegă de-a noastră să își ia carnetul categoria B, ca să putem să ne bucurăm și noi de această experiență la care jinduim de ceva vreme. Și asta ar fi cam singurele condiții și să fie destul de frumos afară, pentru că nu are acoperiș mașinuța, deci cam plouă. Da. La ce costuri trebuie să ne așteptăm? Costurile sunt de 249 de lei pentru un tur din acesta, care durează minim 60 de minute. Uh-huh. Îmi place tare mult. Îmi place că aveți și culori de fete. Corect. Avem și câteva roz, da. Așa că vă puteți alege. Putem opri pe parcurs să facem ședințe foto, așa cum nouă ne place, să mortalizăm tot momentul? Nu prea opresc pe parcurs, doar la cerere putem organiza acest lucru. Avem flexibilitate și dacă se dorește neapărat, putem să organizăm. De asemenea, mașinuțele respective le-am mai închiriat cu diverse ocazii la diverse evenimente și la nuntă am avut la un moment dat o mireasă care a vrut să apară cu o astfel de mașinuță la restaurant. Tare interesant. Care este numărul maxim de mașinuțe? Mă gândesc pentru grupurile mari care vor să vină împreună în gașe, cum o să mergeți și voi, pentru că bănuiesc că este mai mult fan. Grupurile sunt formate de la minim 2 mașinuțe până la maxim 10 mașinuțe și sunt 1 sau 2 ghizi care merg cu mașinuțele respective în funcție de numărul de persoane. Super. Deci cineva are grijă de noi totuși. Corect. Măcar din umbră. Da. Îți mulțumim. Nu vă rătăciți. Îți mulțumim tare mult și evident vrem să știm dacă ați cumpărat deja experiențe, vrem să știm cum a fost, vrem feedback-ul vostru, dar și recomandări. Dacă vreți să cumpărați ceva care momentan nu se află, știu că Florin este destul de deschis, astfel încât să găsească soluții. Suntem super deschiși și așteptăm ideile voastre oricând și încercăm să aducem pe site ideile pe care le aveți și ce vă doriți să experimentați. Îmi place când am prietenul și în platou. Super. Mulțumesc mult. Ne revedem săptămâna viitoare. Bineînțeles. Iar voi rămâneți cu noi pentru că mai avem foarte puțin din ediție. Unii oameni, indiferent cât de mult îmbătrânesc, nu-și pierd niciodată frumusețea, ci doar și-o mută de pe fețe în inimile lor. Sunt Consuela Bălașa și îți mulțumesc că ai rămas alături de mine până la finalul ediției Mensana. Evident, duminica viitoare, la aceeași oră, 12, ne vom întâlni din nou pentru informații medicale de calitate și de actualitate. Îți doresc o zi pe gustul inimii tale, dar și o săptămână trăită responsabil. La revedere! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.